Bună seara și bine ne-am regăsit în cea mai călduroasă seară de august. În această seară invitați doamna Doina Ionel, răspunzând astfel scrisorilor dumneavoastră și mail-urilor cu dorința de a o revedea. Bună seara, Doina, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Un subiect, după ce terminăm cu Doina, un subiect pe care noi nu l-am mai dezbătut aici la 6 TV, este vorba despre tăblițele de smarald ale lui Tot Atlantul. Avem plăcerea de a fi invitat pe domnul Vișan Nicolae, inginer și, cum să spun, specialist în clar audiție, dar o să ne explice dumnealui ce înseamnă clar audiția. Răzvan Filip, arhitect. Și ce să mai spun, Răzvan? Putem să spunem multe. Acum, cred că cel mai important este faptul că eu am venit invitat aici ca să discutăm despre un subiect interesant și să aduc propria mea experiență, să legăm cumva trecutul de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Și cred că puntea asta peste timp pe care o putem face e foarte interesantă și pentru oameni și pentru cei care caută informația și pentru cei care caută experiența. Noi am scris acolo în prima parte a emisiunii fenomenul de Doina Ionel. Înainte de a începe emisiunea am avut o discuție aici între noi. Cum vi se pare Doina? Din ce punct de vedere? Am pus niște întrebări la care Doina v-a răspuns și nu vă cunoaște, e prima dată când vă vede. Da, sunt oameni care au capacități și pentru mine sunt niște lucruri normale până la urmă, pentru că se pare că din ce în ce mai multe persoane încep să manifeste așa ceva. Aici vreau să ajung. Explică-ne puțin cu experiența pe care o ai de 7 ani, da? Pentru că de 7 ani tu ești în zona asta. Spune-ne de ce în ultima perioadă sunt din ce în ce mai mulți oameni care au aceste capacități, care pot să vadă mai mult decât noi. Mă refer la mine, oamenii normali care ne limităm la atât cât ne-a lăsat Dumnezeu, cât putem noi. Nu știu. Cred că nici asta nu e bătut ce, cu ei. Da, cu siguranță. De ce tu, dintr-un arhitect tânăr, cu o perspectivă probabil foarte frumoasă, poate că și acum, nu știu, dacă mai practici arhitectura. Practic. Foarte bine. De ce ai ales zona asta? Având o meserie absolut specială și deci pentru care se învață ca la medicină, la fel de mult. Sigur că da, și se învață tot timpul. Eu am ales-o și n-am ales-o, pentru că viața m-a pus într-o asemenea situație în care clar asta era direcția. Adică eu mi-am schimbat și soția, adică și viața, și jobul, și absolut tot. Trăiesc în altă parte, fac altceva. Toată deschiderea asta pe care am trăit-o și care a avut un mare impact asupra vieții mele, a născut o direcție în viață, o nouă direcție în viață care a devenit foarte importantă pentru Simțeai mine. Simțeai că arhitectura nu e suficient pentru sufletul tău? Nu te hrănea suficient? N-am fost conștient atunci de lucrurile astea, pentru că, în fine, aici sunt foarte multe lucruri de spus. E vorba de viață, de relația pe care am avut-o înainte, care a fost total defectuoasă și așa mai departe. Nu eram conștient de toate lucrurile astea. Trăind ce am trăit, am început să privesc altfel viața și privind altfel viața mi-am dat seama că eu de fapt vreau să fac lucrurile astea cu adevărat. Pentru că în momentul în care descoperi cât de mult potențial și libertate și pace interioară poate să existe în cineva, vrei să o împărtășești cu ceilalți. E imposibil să o ții pentru tine când îți dai seama cât de mult potențial pentru bucurie și fericire, pentru viața de zi cu zi. E în așa ceva. Și atunci tot ce am făcut de atunci împreună cu soția mea a fost o călătorie de a înțelege ce s-a întâmplat, de a învăța cât mai multe lucruri și de a aduce către ceilalți lucrurile astea într-o formă care să fie inteligibilă, ușor de accesat și cu care oamenii să poată să facă niște pași reali și să-și schimbe viața, să-și schimbe calitatea vieții. Pentru că până la urmă cred că cu toții ne dorim așa asta ceva. Asta ne dorim cu toții, sigur că da. Domnule Vișan, credeți că la nivel macro, de câțiva ani de zile, întrebarea este, pentru că doresc răspunsul de la dumneavoastră, nu că n-aș mai fi avut răspunsuri pe această temă. Credeți că este o deschidere la nivel planetar? Credeți că
ne ridicăm un pic nivelul de vibrație? Că le-am ridicat deja, că totuși cred deja că s-a făcut un salt. Am trecut în nivelul 5, din câte știu, de câțiva ani, din 2012. Ideea este că după numărul copiilor care au apărut acum cu capacități, cu o deschidere mult mai mare. Cu... Chiar a tinerilor, cum este Filip, care îmbrățișează zona asta spirituală. Da, eu mă refer la copii mai mici. Și la copii mai mici, mici, nu, da, nu, da, 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 și tineri. Da, pentru că a sosit timpul ca acești oameni să se manifeste, pentru că până acum câteva zeci de ani nu era timpul, nu era locul să se manifeste. Nu puteau să se manifeste. Și atunci... Nu eram pregătiți, poate. Exact. Da. Nu era. Pentru că știți foarte bine că înainte de 90 nu erau asemenea asta deschidere. Aici vreau să ajung. Este pregătită omenirea acum pentru un salt un pic mai spectaculos. Este și nu este. Adică dintr-un punct de vedere s-a ridicat la nivelul impus de situație, pe de altă parte lumea s-a degradat. Asta o vedem cu proprii ochi din atmosfera pe care o întâlnim în fiecare zi. Uitați, aici o să lăsăm pe Doina să ne spună dacă într-adevăr lumea s-a degradat. Da, bine, există și o degradare morală, o degradare fizică, o degradare umană. Morală. Asta, morală, morală sigur, umană. Până la urmă, și e tot. Deci, umană, o degradare umană per total, dar, oricum, sunt și persoane cu capacități, cu deschideri spre capacități extrasenzoriale, care primesc informațiile, eu mă refer la mine, nu fac... Nu mă refer la alte persoane, pentru că eu, acum tu știi bine, mă cunoști de atâția ani de zile și din experiențele mele și persoanele care mă cunosc, care mă caută, la mine informația îmi vine așa, faci, mie nu-mi trebuiesc. M-ați întrebat de unde vine? Da, unde? Eu știu de unde. Unde? Din univers de sus, de la Suprem. De la Suprem. No, e un ghid spiritual. Deci, acum, eu am dreptul panoului acela. Deci eu vorbesc din punctul meu de vedere. Și acela vă șoptește. Deci, supremul. N-aș putea să spun că e supremul. Dar e un ghid. E un ghid, e un ghid. Care, din punctul meu de vedere, e supremul. Eu, în punctul dumneavoastră, pentru mine e supremul. Din punctul dumneavoastră de vedere poate fi altceva. Eu nu contest. Nu, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Tu știi? Venința oamenii care vin la tine la tratamente. Au citit înainte? Sunt mii. Sau, știu mii, asta. Dar zic, sunt mii, înainte, zic, s-au documentat, îi vezi că au început să aibă cât un pic de cunoștințe spre zona asta, au încredere. Da, încep să-și deschidă mințile, dar să se documenteze, să citească. Adică lucru care înainte cu siguranță nu se întâmpla. Deci acum persoane zic, doamnă, și spre exemplu merg la coafor să-mi vopsesc și este o doamnă, zice, a, am citit aia, m-am informat de aia. Adică odată nu auzeai chestiile astea, dar acum sunt foarte mulți cărora le place să fie informați și cunoașterea poartă la deschidere, evident. Sigur că da. Dacă ești ăla că e încorsetat cu mintea precum calul, nu? Cu ochelare și vezi doar așa și nu ai o privire distributivă, evident că nu poți ca să ai deschideri spre nimic. Bineînțeles, este evident că nu toți au capacități identice. Unul are un quantum, așa pleacă ca din pușcă, cum zic eu, alte persoane au nevoie de și de timp material, mai mult timp material ca să scaneze, să vadă și să spună ceva despre o persoană, o scanare pe sănătate sau o clarviziune pe orice
tot ce, ce interesează persoana respectivă. Mm-hmm. La mine acum, eu cred că și exercițiu, experiența, cu lucru, te face, te duce la o, la o deschidere totală. Adică, tu știi bine că eu fac la viziuni, fac tratamente la distanță, care nu cunosc persoanele care stau în America, Franța, Italia, București, toate continentele. Adică eu le dau detalii încât, logic, tu dacă ai spune ceva despre mine, nu mă cunoști, nu m-ai văzut niciodată și îmi spui... Ne-ai spus tu mai devreme de băiatul respectiv, care eu habar n-am, cu nu? Cu băiat de la tehnică. De la tehnică. Am zis, ce a avut cu piciorul drept, cu piciorul stângul ăla? Zic că ai avut o problemă, accident. Cine-i? Litera M. Că te-ai lăsat de o persoană, mm-hmm, nu de mult. Dar cum se întâmplă? Asta este foarte curios. Tu vizualizezi? Când te uiți la omul respectiv, îl vezi? Nu, mie mi-apare evenimentele ca pe o bandă. Înțelegi? Eu nu vizualizez. Mm-hmm. Eu, deși, dacă mă uit la tine sau cum a fost băiatul, mm-hmm, cum am făcut o experiență, mm-hmm, ăla, în direct. L-am întrebat într-o doară. Așa, într-o doară, da, și da. Bine că am intervenit. Nu, deci mie îmi trebuie fracțiune de secundă să scanez persoana. Neobositor? Nu. No. Dar faci asta ca o joacă? Da, de exemplu, dacă ești în mijloc de transport în comun. Da, oriunde și pe stradă. Tu, deci mintea ta tot timpul lucrează, da. Și te gândești la recutare. Mintea mea lucră. Apropo de, eram la mare, la Roma, acasă, nu? Și cineva, Ilaria, zice, da, Doina, ce face? Doarme? Atunci face nouă, ea gândește la 3.000, în ce mai mult de 3.000, mintea ei nu, adică pentru mine este foarte ușor, dar nu mi-a fost greu nici la început, Olga, nu mi-a fost greu. Nu, pentru că lucrurile s-au întâmplat firesc, adică... Pentru că e ceva cotidian, e ceva normal, cum atunci tu... Atunci când te naști cu harul ăsta, da, cu darul ăsta, cum să-i spun? Pentru tine e o normalitate. Și pentru atunci... mine e o normalitate. Evident, pot să confirm un lucru. Capacitatea asta a mea a ajuns la un maxim, la un apogeu, datorită, adică și cu anumită vârstă, la o anumită vârstă biologică. Eu harul ăsta, adică l-ai sau nu l-ai, ăsta, nu că poți să-l dobândești. Că poți prin studiu, poți... Bine, tu știi că eu am făcut academia, dar am făcut-o nu de pranoterapie, dar nu am făcut-o ca să-mi dezvolte simțurile sau capacitățile mele extrasenzoriale. Am făcut-o că e normal să o faci, că e normal să o faci. Că și profesorii care lucra, zicea, da, cu Doina, este din altro mondo, e așa, bine, în Italia, nu? Este din altă lume. De asta, adică pentru mine este simplu, informația mie vine așa, din fracțiunea de secundă. Te-ai apucat să spui mare, nu? Că să ne spui prea multe și au început întrebările. Doamna Doina, ce facem cu cutremurul, că ne sperie pe toate posturile de televiziune? Nu. Acum, îl mare, nu este. Nu-l vezi. Deci acum nu este. Sunt de astea așa, care mai obișnuite. Fac obișnuite, care, dar nu. Ăla nu, deci care... anul ăsta nu-l așteptăm. Nu. Cu războiul? Războiul, focare de astea. Crezi că o să fie anul ăsta sau anul viitor un război clasic? Nu știu. Un al treilea. Să înceapă de aici? Aici este o probabilitate. Aici vezi o probabilitate, da, că stăm așa... o probabilitate destul de mare. Acum, eu nu spun că este în timpul imediat următor, dar este... Adică mondo nu merge spre bine. Absolut nu. Asta e adevărat. Dar ce? Eu știu, din 2002, o fată clarvăzătoare mi-a zis că peste 9 ani va izbucni al treilea. Adică în 2011. Și în 2011 a izbucnit războiul în Siria, care s-a dezvoltat și se dezvoltă. Pentru că nici americanilor nu le place... Ia, suntem în plin război economic de niște ani de zile. Dar vor acum, mai probabil că războiul nu va mai fi așa cum credem noi. Da, da. Totuși a fost destul de puternic acolo. S-au întâmplat multe. Și multe interese. Va mai dura, unii spuneau, până la 27 de ani. 20 de ani. Al treilea război mondial, când începe, când se declanșează, 20 de ani. La dura.
Eu zic că în tăblițe... cu teroriști, cu nu știu, e mult mai parșiv decât un război în care îți cunoști inamicul. Ah, cu siguranță. Suntem într-un război. Păi însă și... Cu siguranță. Asta nu e război. Ba da. Și faptul că lucră individual acum, adică nu mai este că se duc singurei, nu intră cu un camion în mulțime, acum nu mai este. E foarte greu să te aperi de... de individ. De astfel de atacuri. Sigur că da, foarte greu. Foarte greu. Da. Deci v-ați lămurit, nu așteptăm nimic rău, nu. O să treacă și valul de căldură, vine altul, vin furtunile. Da? Până la urmă trebuie să ne obișnim și cu asta. Se schimbă clima. Omul schimbă, omul a schimbat. Totul noi este suntem, într-o schimbare și de la facerea lumii tot suntem într-o schimbare. Așa am că... determinat asta. Da. Spune-mi, Denița, ce vrăjă ai mai făcut în ghilimele? Da, știu. Ce lucru spectaculos ai mai făcut? Într-adevăr spectaculos. Adică pot să vă spun că eu am niște satisfacții profesionale maxime. Apogeul apogeului. Pe toate planurile, inclusiv pe deschideri, dar mă refer și pe partea de patologii. Că sunt cu sufletul împăcat că pot să dau, să ajut pe cine are nevoie. Știi bine că eu fac tratamente mult, foarte mult eu lucrez de la distanță. Cred că 95-96-98% lucrez de la distanță. Pentru că eu vorbesc din punctul meu de vedere. Uh-huh. Nu poate oricine să lucreze de la distanță și efectul să fie același ca atunci când ai pacientul tet-a-tet lângă tine. Multe realizări, multe, foarte multe deschideri în Germania, aici, tratamente pe care le fac cu... tu știi bine, cu chirurgie de lumină care practic schimbări. Adică simte când lucrez cum practic trag. Deci cum se rupe ceva pe dedesubt, ard, prâlesc, prâjolesc, tot ce vrei. Deci sfredelește înăuntru, deci în radă, până da, cu durere de la maximă. Uite, te întreabă, doamnă, dacă ești vegetariană. Nu pot să zic că sunt vegetariană, nu. Ce știu e că tu ții posturile. Eu țin toate posturile și acum țin post asta, da. Cât de importantă este hrana în tratamentul pe care îl faci tu și în vindecările pe care le faci? Alimentația. Din punctul, adică te referi la mine sau pentru cel cu care... Pentru cel cu care lucrezi. Pentru... Nu, pentru mine nu are... Nu. Deci tu nu impui un absolut, absolut nu. În schimb, eu le spun că sunteți așa, un gurmand, adică ce, și le dau și valorile de analize, lucru care nu este o chestie banală. Nu este deloc. Nu este chiar deloc. Adică se lucră, tu știi bine că eu lucrez, nu fac o ședință, că dacă o fac o ședință, nu fac. E un nonsens ca să, într-o patologie, că e mai simplă sau mai complexă, să faci o ședință. Trebuie să ai un timp adică în care să lucrezi și cu persoana respectivă. Absolut, și absolut. Și efectul nici el nu se îmbolnăvește de pe o zi pe alta, așa absolut, că nu se poate repara. Se îmbolnăvește primul sufletul și pe urmă ajunge și pe fizic. Dar chestia este că depinde de patologie, depinde de empatia care se stabilește între operator, între mine și pacient, dar pe orice patologie, oricât de cronică și de delicată ar fi, efectul este. Dacă nu este o curare, deci o vindecare totală, să zic, în patologii terminale, depinde și de faze, de stadiile în care sunt, ameliorări sunt cu siguranță. Știi bine, eu plec de obicei cu un pachet de 10 ședințe și niciodată nu spun nimănui că sunt suficiente 10. Pot fi suficiente 2, pot fi 10, pot fi 15, nu depinde de mine, pentru că eu lucrez la fel cu orice pacient. Uite, tu ai spus că înainte lucrez cu sufletul și apoi cu pacientul.
De ce spui așa? Consider că înainte se îmbolnăvește sufletul, crezi că starea lui psihică, starea lui de fericire sau de nefericire, de mulțumire sau nemulțumire sufletească îl duce la boală? Absolut, da. Deci asta ar fi una din principalele cauze. Absolut, da. Am ajuns la pauza de publicitate, revenim după pauză. Am revenit după pauză. Spune-ne, Doina, legătura între suflet și boală. Da, există stările noastre de spirit, de bine, mai puțin bine, tensionale, care sunt determinate, evident, de cotidianitatea de zi cu zi, viața de zi cu zi, evident că pot ca să ducă la stări depresive, la stări de a fi satisfăcut pe plan personal, pe plan privat, pe plan profesional. Ajungi în stări de depresii care... Toate nemulțumirile astea ți afectează înainte absolut, sufletul deci, și apoi începe să ducă către... Începe să se manifeste pe, pe fizic, adică pe poate să... depresia nu poate să ducă stare de panică, ansietate, teama de a ieși, teama de izolarea, să stai cât mai retras, să n-ai contacte cu nimeni, poate să ducă la o supraponderabilitate, o mâncare nervoasă, o dependență de mâncare. Evident că sunt consecințele de rigoare de la stările astea de suflet ale fiecăruia. Ideal ar fi ca fiecare din noi să stăm bine, adică cuvintele nu costă. E foarte ușor să zici, încearcă să te ridici tu singur moralul, să gândești pozitiv. Gândirea pozitivă este un mod de a te ridica, nu? De a ridica nivelul tău, de starea ta, de spirit. Dar... Deja trebuie să existe în tine o forță și o să fi lucrat un pic cu tine absolut. Ca să poți să treci și să gândești pozitiv absolut. Atunci când ești în fundul prăpastiei. Da, vezi tu, Olga, greșeala noastră, în genere, a esterei umane, a oamenilor, e faptul că noi invocăm divinitatea și încercăm să ne repoziționăm, adică să ne schimbăm o leacă orientarea spre Doamne, Doamne, cum spun eu, în momentul în care avem necazuri mari, orică suntem foarte bolnavi, patologii cronice, zici că nu mai ai nicio soluție. Eu cred că tot timpul trebuie să fim cu Dumnezeu exact, în suflet. Exact, și atunci zici, Doamne, dar de ce ți-ai luat privirea de la mine? De ce m-ai abandonat? Că așa facem, e o realitate obiectivă. Dar eu consider că la Doamne, cu Doamne, 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 Doamne e cu noi zi de zi, ceas de ceas, minut de minut, numai că noi trebuie să acceptăm și să vedem lucrurile în mod divers. Și noi încercăm să invocăm divinitatea în momentul în care suntem la necaz. Deci nu mai vedem nicio soluție, că este la nivel economic, că e la nivel salutar sau pe orice plan privat, sentimental. Și începem să ne ducem la biserică și să ne punem acolo în genunchi și să zicem, Doamne, ajută-mă, dă-mi și... Ne întreabă o telespectatoare, te întreabă pe tine dacă sunt doar vorbe goale sau contează iertarea... Să ierți pe cel care ți-a greșit. Nu sunt vorbe goale. Nu. Contează să nu dușmănești? Absolut, absolut, da. Adică ura asta, egoismul, ura îmbolnăvește. Absolut, da, sigur că da. Răutatea... Te gândești că nu-i faci rău, atât rău celui pe care îl urăști, îți faci ție. A, pentru că tu te încarci cu energie negativă. Da, absolut, dacă atragi la tine și dacă eu atrag răul tău,
Bine, eu nu vorbesc de mine, că da, eu da, da, atrag nu. Rău, adică rău, să zicem, negativitatea a mii de inși. Dacă nu știi să te curăți, pe urmă te vede Domnul. Nu e cazul meu. Dar faptul asta, de ce vorbeam acum, de răutatea asta, egoismul, invidia, evident că îți face ție rău. Dacă tu nu, cum să spun, dacă încercăm un pic să ne punem capul la post, așa, mintea, să raționăm, să gândim sănătos, aș spune eu, de cât ai face, că rău poți să faci, nu numai că să-ți dau ție în cap cu fapta, nu? Și o gândire, gândesc negativ de tine, gândesc rău sau eu știu, să-i se întâmple aia, că tu nu mi-ai dat ceva, nu mi-ai ajutat într-un moment de nevoie al meu și eu te blestem sau pot să-ți fac dacă nu putem face bine, eu a zice, nici rău să nu facem. Adică să nu dorești răul dușmanului tău. Sau cum, dacă ți-a dat o palmă aici pe obraz, întoarce-l și pe celălalt. Că tu ai de câștigat. Eu merg pe premiza asta că modul de a dialoga cu persoanele, de a trăi și tu ce trăiește cel cu care vine în contact cu tine este important. Tu mă crezi că sunt persoane care eu nu le cunosc din Austria, din România, care atât se emoționează la telefon că plâng. Și eu zic, stați, potoliți-vă întâi, și bărbați și femei, atât de emoționați că și zic, ăla, calmați-vă, că eu sunt normalism, adică sunt persoană mai normală decât cu mine poți să discuți orice. Eu, dacă e nevoie, ajut pe oricine, oricând, tu știi bine asta. Dar partea asta emotivă de anumite stări persoanelor. Și eu zic că trăirile noastre, alea bune, pozitive, să încercăm să le transmitem, să le transmitem și celor cu care conlucrăm, cei cu care stăm de vorbă. Că asta ne ajută pe noi și, evident, îi ajută pe cei care vin în contact cu noi. Eu consider că calmul, echilibru, exact, echilibru, cred că este, îți mulțumesc, echilibru pe care o persoană îl are este foarte, foarte important. Adică, fiind o persoană echilibrată, altfel poți ca să-ți organizezi viața. Uite, te întreabă domnul Nicolae Roman. Gândirea pozitivă nu poate duce la autosuficiență, iar cea critică la progres? Nu, eu cred că trebuie să fim și autocritici. Absolut. Adică eu prin autocritică mă corijez, mă corectez, nu? Adică încep să schimb defectele, ce greșelile mele, care sunt mai mari sau mai mici. Domnul Vișan, cum e? Despre? Mă refeream la întrebarea domnului de mai devreme legată de gândirea pozitivă. Nu poate duce la autosuficiență? Nu. De ce? Depinde? Nu, depinde de nivelul omului, depinde de puterea de autosugestie, de nu gândesc la maniera la care eu știu tot, sunt deasupra tuturor, nu? Nu. Și atunci nu. Normal că n-are cum să ducă la autosuficiență. Dar cea critică la progres? Nici asta. Nici trebuie asta. Să se încurajeze tot timpul când intervin aceste situații critice. Pentru că știți proverbul ăla, atunci când pici jos, trebuie să te ridici și să fii mai puternic. Adică dacă nu te omoară, te întărește lovitura respectivă. Nu? Cam așa este. Așa este. Ce nu te omoară, te întărește. Care este rolul smereniei, Doina? Al omului de rând și al tău. Nu, să fii o persoană cu smerenie este e important. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, nu vorbesc din punctul altora de vedere. Normal. Da.
poți ajuta o femeie care a făcut tot felul de tratamente să rămână însărcinată, este sănătoasă, deci din punct de vedere clinic este sănătoasă, dar nu este suficient de relaxată, i-a spus medicul. Este stresul. Este stresul. M-au sunat multă persoană. Eu am lucrat. Spune că a fost în vacanță, a încercat, dar nimic. Nu, este stresul. Este stresul. Eu am avut și persoane care la fel au făcut inseminări, au pe la Atena și prin țară. Ce se întâmplă? Apropo, scuze-mă, se permite. Se produc niște blocaje. Absolut, da. Apropo de chestia asta, o amică de-a mea, o doctoră, cred că acum vreo câteva luni bune, nu, vreo 7-8 luni, să zicem, poate mai bine, da, cam 7-8 luni. Feciorul, ce era căsător de câțiva ani buni, nu rămânea însărcinată. A încercat să facă niște tratamente, în sfârșit la un medic. Pot să spun că nu, n-am făcut eu tratament cu respectiva, dar i-am zis, face una, două și la a treia rămâne. Și m-a sunat, eu nu știam că nu mai vorbisem de ăla câte vreme, știam că rămăsese însărcinată, dar nu mai vorbisem să-mi spună care doi. Acum o săptămână și mai bine, două să fie. Zic, cum, Oana, cum e? Zice, are doi, o copie, o fetiță și un băiat. Și, adică, lucrez, tu știi bine că eu lucrez pe orice, pe patologie, pe deschideri de orice nivel, pe personal, pentru slujbe, recuperări, deci absolut orice. Evident, pe slăbit, pe țigară, pe dependență de stupefacente, deci orice. Da. Uite, avem un caz deosebit, o doamnă a cărei fată are 23 de ani și deja a făcut 8 operații de schimbare de look. Este dependentă, tot timpul îi se pare că nu este suficient de frumoasă. Femeia este îngrijorată la 23 de ani, 8 operații deja. A devenit o fixație asta și o să facă. Deci o să o țin așa, dar o să aibă o problemă. Așa vezi? Da. Cred că nu peste multă vreme o să mai facă două. La a doua intervenție care o va face, cred că cel mai târziu este prin martie la anul, deci o să aibă o problemă. Și atunci automat se va lăsa. Deci o să aibă o problemă destul de... nu banală. Nu banală. Deci nu banală. Da. Nu banală. Ce se întâmplă cu copiii ăștia care nu sunt mulțumiți cu ei? Sunt copiii societății. Suntem de vină noi? Le creăm tot timpul niște modele? Nu, cred că și le creează singurei. Nu pentru știu. Că, ce zice pentru că tot ce se vede, tot ce vezi, la ce duce. Eu cred că punem mult prea mult accent pe aspect. Pe aspectul exterior. Eu nu spun să nu fie frumos, să nu fie armonios, să nu fie îngrijit. Depinde dar... ce interese sunt. Nu știu dacă îmi place să trăiesc într-o societate în care toate femeile arată la fel. Toți bărbații arată la fel. Și din ce mai e feminizați. Adică nu prea mai arată. Arată mai mult ca femeile. E rău. Nu? E grav. E o îndepărtare de la normalitate, da, asta este adică clar. Să fii natural, să fii normal, să fii... Eu nu zic, adică să ai un aspect, să fii plăcut. Aceste salturi de conștiință, de vibrație, nu ne fac să ne întoarcem un pic la noi, la ce suntem noi? Nu la toți, consider eu. Eu consider că astea sunt anomalie. Păi, adică anomalii sunt atunci când sunt deci, lucruri de-astea răzlețe. Când se produc aceste schimbări în mentalul fiind bărbaților... Minoritățile de toate felurile sunt încurajate astăzi. Noi trăim bine, asta e o politică internațională. Perioada în care minoritățile conduc. Da. Dar și-o simțim în fiecare zi. Dar asta e, cum să vă spun, e un program internațional. Cum ne luptăm cu asta? Ia zi. Cu
dominația minorităților, din toate punctele de vedere. Păi și acum mă refer la cei care încearcă să devină altceva decât sunt. Da? La bărbații ăștia efeminizați, la femeile, mai puține femei bărbat. Femeile bărbați sunt acolo unde își iau responsabilități și unde ele țin casa și unde ajung să ia câte trei servicii și să aibă alături un băiat cu care să se calce pe picioare la salonul de înfrumusețare. Adică aici da, sunt niște lucruri manifestări care anormale. Sunt în ziua de astăzi, nu le-aș numi anormale și am să și explic. De ce ne ducem către zona asta? Cred că totul pornește de la întrebarea de bază, adică ce suntem noi și ce am venit să facem aici pe planeta asta. Pentru că... De ce ne spune domnul Sorelin? Ok, devine societatea de tip matriarhal. Astea sunt consecințele. Păi nu noi creăm asta? Că nu vine de undeva nu știu din afara noastră. Eu cine suntem noi, ca să vorbim despre noi care creăm acest lucru? Cred că parte din ecuația asta este inconștiența. Inconștiența oamenilor, că și-am vorbit și mai devreme, și problemele de sănătate. Păi uite, tu când vorbești despre inconștiență, eu aici aș vrea să te contrazic un pic. Sigur. Pentru că noi, domnul Vișan, probabil că știe mai bine cât este conștientul și cât este inconștientul. Noi folosim conștientul mai puțin. Sunt de acord, dar vorbim despre avem un vocabular puțin diferit. Cred că trebuie să mă explic puțin ca să ne înțelegem. Deci aici vorbim despre acea putere de înțelegere și de pătrundere a ceea ce se întâmplă aici. Nu, e vorba despre cunoașterea lucrurilor care se întâmplă aici, pentru că de aici pornesc toate. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă în corpul lor, nu-și cunosc emoțiile, nu știu gândurile. Observă într-un târziu o durere de spate pe care nu o leagă de absolut nimic, dar ea a început cu 3 ore în urmă, dar n-a fost conștient de ea, n-a fost conștient de toate gândurile, de toate emoțiile care s-au desfășurat în interiorul lui. Despre acest tip de conștiință vorbesc. În momentul deci în care tot oamenii... Tot ceea ce simțim și tot ceea ce trăim este urmarea gândurilor noastre. Nu. N-am spus asta. Am spus că nu ne observăm activitatea interioară. Activitatea noastră interioară este un automatism în mare. Da? Ceva se întâmplă acolo, undeva, și nu știm ce se întâmplă. Da? Cum ar face să conștientizăm? Trebuie să începem să ne observăm. Asta e o practică zilnică, constantă, din ce în ce mai mult. Când începem să facem lucrul ăsta, începem, de fapt, să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Începem să facem discernământul, acea întrebare de care a amintit domnul mai devreme. Pentru că acel lucru care ne uităm către noi, da? Și putem să fim și sarcastici, de fapt nu e neapărat să fim sarcastici, dar ideea e să facem discernământ în legătură cu ceea ce se întâmplă aici, pentru că noi nu știm ce se întâmplă cu noi. Și atunci nu avem cum să știm ce ne place. Și atunci niște tendințe sociale care par interesante sau extravagante, care atrag tinerii, extravaganța, senzaționalul atrage. Și atunci ei, dar din cauza ce? Că nu au niște valori, de pentru ce? Că societatea începe să-și dilueze valorile tradiționale, se duc pe diverse căi. Și calea aceasta e bună sau? Eu n-aș numi-o nici bună, nici rea. E o formă de manifestare. Ea conduce, dacă ne uităm la toate procesele fizice, lucrurile se întâmplă prin extindere, și prin explozie. Cum vezi o evoluție a umanității prin aceste forme de manifestare? Cum îi vezi? Cum vezi omenirea peste 20 de ani? Peste 20 de ani? Cum nu știu dacă pot să fac eu un salt realmente. Pot să spun ce mi-aș dori eu și ce ar fi interesant să se întâmple. Cred că observ și eu din interacțiunile mele cu oameni, pentru că și eu am destul de mulți oameni cu care interacționez și la cursuri și la sesiunile de terapie, de coaching pe care le facem. Observ că din ce în ce mai mulți oameni încep să-și pună niște întrebări care înainte nu erau prezente în interiorul lor. Au început să chestioneze niște lucruri legate de Dumnezeu, legate de realitatea asta. Niște lucruri pe care ni le spune de altfel fizica cuantică sau tot felul de descoperiri științifice vin să confirme niște înțelepciuni foarte vechi care sunt de mii de ani pe planetă și sunt în văzul tuturor. Dacă eu mă împac cu mine, eu fac pace cu mine, eu mă cunosc, eu sunt creat de Dumnezeu, sunt una cu Dumnezeu, sunt rupt și creat după chipul și asemănarea sa.
toate lucrurile astea sunt la mine într-o armonie, de ce încerc să le schimb? Dar există armonia asta? Pentru că ne uităm la manifestarea societății. Eu cred că ceva care se poate apropia de perfecțiune mai mult decât omul nu există. Sigur, și atunci și manifestările lor sunt la fel de perfecte ca ale noastre. Pentru că sunt născute din aceeași perfecțiune. Noi începem să stricăm această armonie. Pentru că avem o definiție pentru armonie. Lao Tzu a spus acum 600 de ani, un om care este mulțumit de sine este un om fericit. Oricât de bogat ar fi dacă un om, dacă nu este mulțumit de el, nu este... Bine, pe de altă parte, eu cred că noi avem destui în jurul nostru mulțumiți de ei. Pe de altă parte, un om cât de sărac ar fi și dacă nu, dacă este mulțumit de el, e un om fericit. Asta e unul din proverbele lui Lao Tzu, spus acum 2600 de ani. Că dacă ai pace, faci pace cu tine, faci pace cu toții. Evident, evident. Că nu să cauți să-i tulburi pe cei din jur. E adevărat, dar sunt formate de oameni diferiți. Sunt unii care își găsesc pacea în acțiune și alții care își găsesc pacea în solitudine. Adică sunt diverse... Adică pace, te uiți odată, o leacă faci retrospectiv, te uiți o leacă faci, să zic cum, o reflexie, nu? Adică te uiți în, așa, te uiți la tine într-o oglindă. Și dacă ți-o găsești acolo, o găsești cu ceilalți. Da, și dacă o faci tot timpul, oglinda asta se curăță din ce în ce mai mult. Eu trăind și înainte de 90, să zic așa, știam că nu aveai grijă zilei de mâine. Ori aduceau o anumită stabilitate în suflet. Nu aveai o siguranță. Da. Exact. Ori acum s-au schimbat. Și de aceea apar aceste lupte pentru supraviețuire, aceste neliniști. Sunt multe explicații care există pentru că creația deci este foarte complexă. Un om are o adresă de e-mail. Îmi spune că încearcă de mult timp să-și găsească un job și nu reușește. De ce nu reușește? Cu ce greșește? Acum, bine, deci nu poate să-ți răspundă printr-un mail. Văd un 3-4 care poate să-l ducă. Ori este timpul de când încearcă, care pot fi 3-4 săptămâni, luni sau ani. Dar poate fi legat și ceva de o dată de naștere sau o lună a dumnealui sau a cuiva din familie, din jurul dânsului. Dar ce văd eu? Că dânsul a lucrat, deci a lucrat, a pierdut, cred că, jobul, cred că a fost o restructurare sau o ceva de genere. Acum încă îl mai văd o leacă în dificultate. Ce mai percep eu, ori că a fost plecat, ori că are în gând plecare. Ar fi bine să plece? Acum. Nu știu. Nu este, nu e de bun augur. Acum lucrurile nici afară nu că sunt pe roze. Domnule Vișan, tehnologiile contemporane duc la dumnezeire sau nu? Depinde care tehnologii. Probabil că se referă la zona asta de internet, de ce folosim toată ziua. Pe de-o parte duc, să zice că informațiile... Pe de-o parte este o informație, sigur că, dar la care nu puteam ajunge altfel, da, la un asemenea volum. Da. Acum depinde ce faci cu ea. Da. Evident, e un pic excesiv. Pe de altă parte, ne răpește din timp acordat pentru cei de sus, pentru partea asta spirituală, pentru progresul spiritual. Deci, e cu duș întors răspunsul.
Cred că de asta v-a și pus întrebarea. Eu cred că da. E cu dublu sens, ca orice alt lucru. E ca o unealtă. Depinde cum o folosești. Cu cuțitul poți să tai pâinea sau poți să-l bagi în cineva. Depinde de cât de conștient ești de potențialul care e acolo și ce faci cu el. Cum îl utilizezi? Pentru că toate sunt unelte. Toate lucrurile care sunt, pe care le avem la îndemână sunt unelte, pe care contează cum le folosim și ce direcție le dăm. Și totuși mari duhovnici se retrag în pustiu și se rup de lumea civilă, tocmai pentru a se acorda mai mult timp părții spirituale. Și eu zic că... Se rup de orice i-ar perturba. Exact. Bine, dar nu este suficient ca să fie 1, 2, 10, 100. Dacă nu este un cumul, adică tu, eu, dânsii și alții mii, zeci de mii, sute de mii, adică schimbarea nu poate să vină de la un individ biologic. Schimbarea poate, poate fi, eu știu, totalizând. Pentru că unul, o persoană sau un individ depinde nu poate să schimbe. Uite ce spune domnul, care de gând să plece în septembrie, ai dreptate. Ca să vezi. Ce ziceți, domnul Vișan, despre? De capacitățile doinei? Despre capacitățile doinei. Am zis de la început, are acel ghid în dreapta care îi șoptește despre orice se întâmplă. Sau ce vrea să ceară. Domnul inginer, ce vreau să vă spun? Clar audiție, ce am înțeles de la dumneavoastră. La mine, eu nu că le aud. Deci, eu pe dânsul ați văzut că a scris. De ce? Da. Deci, nu știu nici cum îl cheamă. Nici nu știu cine este. Deci, da, a mine da, vine... Deci, informația vine din univers, așa, eu le percep al volo. Acel ghid... Acel ghid vă șoptește exact despre ceea ce cereți. Pentru mine, ghidul e supremă. Eu nu cer nimic. Da, adică în ființă, eu niciodată nu știu. Mă credeți, eu pentru mine personal... Adică nu e o noutate pentru mine. Eu personal, pentru mine personal, nu reușesc să văd cum văd pentru tine, pentru dânsul, sau pentru oricine. Eu pentru mine nu văd lucrurile. Eu ca să știu, bineînțeles că eu nu fac un pas fără a avea o informație, indiferent atâta poate să fie sau atâta sau de orice natură. Deci eu nu fac un pas fără să am o informație de sus. Dacă e ok sau nu e ok. Dacă nu e ok, eu nu fac. Și eu mă întind așa pe pătuțul meu, coloșa, acasă, pe ăsta de terapeutic și stau cu mânuțele pe lângă mine și sau fac o scriere automatică. Dar eu așa cum văd la tine, cum am zis la domnul sau oricărei persoane, eu nu văd pentru mine. Nu, e fantastic că tu, nu tu, nimeni de aici nu știe cum îl cheamă și cine e. Nu știu cine, absolut. Și totuși poți să ai niște informații despre o persoană pe care nu ai văzut-o și probabil că nu o să o vezi niciodată în viață. Cu siguranță nu o văd, dar eu pot spune că persoane care mă cheamă din Australia, din Japonia, din America, din... Totuși să ai o asemenea precizie, că am pune pe gânduri. Nu te pune, eu zic, nu este... S-a mai întâlnit asemenea persoană. Da. Deci e un har, Olga, nu este al meu. Eu am o misiune, cum tu ai o misiune, cum toți avem o misiune. Eu am misiunea asta de... Bine, nu zic că inginerul mai fac de o leacă de vreme bună, nu? Adică fac altceva acum, nu fac asta, pranoterapie, ajut lumea la modul meu cât se poate. Dar cred că am mai multe satisfacții astea decât dacă făceam inginer. Că... Nu cred, sunt convinsă de asta. Și probabil, nu probabil, că Doamne a zis... Era și păcat să nu faci ceea ce poți să faci mai bine. Da, și Doamne a zis, până la o anumită vârstă ai făcut asta și acum schimbă-ți patina vieții. Ia o altă direcție, care adică nu are termen de comparație între una și alta. Că, bine, ca inginer, adică faci lucrurile materiale, te duci la slujbă, ți-ai leafa. Dar aici e mult divers de puterile bine, noastre unul după altul, umane. Nu poți răspunde la toată lumea. În orice caz, lăsați întrebările noastre în regie și cu siguranță doinița o să vă răspundă la toți. Și contactul meu. Și contactul, numerele de telefon le luați din regie de la numerele afișate pe ecran. Acum intrăm în pauză de publicitate, revenim.
Am revenit după pauza de publicitate. Înainte să trecem la cel de-al doilea subiect, am trei întrebări pentru Doina Ionel. Una din partea domnului Luis Costache, care vrea să știe ceva legat de el. Dacă o să-i fie bine, dacă o să-i fie rău, probabil că este într-un moment... Primo, îl văd singur. Deci îl văd. Uh-huh. Orică este o separație, o ceva, deci îl văd singur. Îl văd că o leacă și cu ceva, și cu probleme de sănătate. Văd un între 56-64, care poate fi ori un an de naștere, ori o vârstă a dânsului. Și îl văd nemulțumit. Deci nu-l văd mulțumit de gânsul. A avut probleme. A avut probleme. Cred că a avut probleme și cu legea. Te sperăm că o să le depășească. Deci, cred că a avut, nu. E chestie veche. Văd o cifră 13. Care este, poate fi, ori cu 13 ani, problemele astea. O dată de 13. Așa, ori o dată de 13, deci, care poate fi chiar și o zi de naștere. Avem o doamnă care dorește să evolueze spiritual și care dorește să aibă proiecții astrale controlate, dacă o poți ajuta. E un pic dificil. Văd că dânsa face niște eforturi în sensul ăsta, dar are pe cineva alături, deci pe lângă dânsa. Orică este din familie, orică este din amicițiile care le are. Că poate a mers deja la cursuri să se inițieze. Deci care o trage, exact ce spune, care o trage în jos. Adică nu-i, parcă o ține așa, nu te duce. Foarte interesant. Deci aveți o persoană care vă este alături, cu care deci, ori este din familie, astea, face parte, oricineva din, cu de care se frecventează. Să vă eliberați. O leacă ar trebui să singură. Se... Este o... Deci văd o femeie. Văd o literă F. Poate fi dânsa, inițială de la nume sau prenume. Și mai este Flori, o doamnă Florica, ceva de, de care iară nu știm nimic, despre care nu știm nimic, care trebuie să plece în septembrie. Probabil că pleacă din țară la muncă pe undeva, este ok să plece, văd să nu plece. Văd o literă A și o literă M, care poate să fie ori că se numește Ana Maria, ori că este fica numele fiicei. Deci o inițială de la nume sau la prenume. Văd un copil care are între 4, 7, 8, 9 până la 11 ani. Deci poate mitizel să fie. Da, deci, da, da, da. Deci un copil, deci nu 10, nu 20 de ani. Da, nu. Da, 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 un copil. Deci un copil care, dar aici pot să fie și zile de naștere sau lună. Adică este și vârsta copilului, dar și zi de naștere sau lună, dar nu numai a copilului. Și a dânsei sau din familie. O văd parcă vrea, nu știu, o văd singură cu copilul. Deci o văd, nu o văd cu acompaniată, cu soț. Probabil că este separată, despărțită, o văd singură. O văd doar cu copilul ăsta. Și văd o plecare peste o apă. Deci dânsa va pleca. Da, îi văd o plecare. Dar îi văd, adică plecarea asta nu este o plecare în necunoscut. Se duce la cineva. Da. Am revenit la cel de-al doilea subiect. Mulțumesc, Doina. Ținem aici că mai intervenim pe parcurs. Cu drag. Domnule Vișan. Interpretarea tablițelor. Înainte de toate, stați. Luați-ne încet. Da. Haideți să facem un pic de istoric. Pentru că oamenii poate nu toți. Sau eu am pus subiectul pe pagina emisiunii, dar poate nu toată lumea a apucat să se informeze. Hai să-i familiarizăm un pic cu ce înseamnă aceste tablițe de smarald. Tablițele sunt niște plăcuțe care au fost descoperite în 1925 și au fost aduse de către un mason al societății luminate sau așa ceva și a fost răspândit în pe net de câțiva. Cel puțin așa știu eu. Ele au fost descoperite undeva în piramidă. Acum 36.000 de ani?
Ele au fost scrise în 1300 înaintea erei noastre, spun unii. Atunci când a fost acea răspândire a preoților, a cunoașterii din al Atlantidei, al atlanților, al preoților atlanți în zona de Americii de Sud, în Asia, în America de Nord, chiar și în Europa, în zona Spaniei, parcă așa am înțeles. Ideea este că ele au ca scop principal trezirea omului din întuneric sau trecerea omului din întuneric în lumină. Sau mai bine zis, progresul spiritual al omului. Adică este un îndemn pentru cine vrea să aibă această trecere, așa cum o facem la Paște. Trecerea, practic, din știți că vinerea se intră pe sumasă și se merge în iad și duminica se... De naștere. Iluminare. Și apoi înălțare. Tocmai acest aspect îl dezbate în cele 15 bucăți de tăbliță de către tot Atlantul. Tot Atlantul se pare că a trăit după Edgar Cayce, medium american, în urmă cu 10.500 de ani. Uitați, întreabă deja un telespectator dacă toată această poveste care s-a creat în jurul acestor tăblițe și a lui tot, nu este cumva o poveste în oglindă cu Biblia noastră și cu Moise și cu cele 10 porunci? Nu, pentru că e mult mai veche. Da. Deci nu, dacă nu este cumva o transpunere a ceea ce, de fapt, ceea ce s-a întâmplat atunci, dacă nu este o transpunere în Biblia noastră și în cele 10 porunci și în o contrabalans. Moise... Da, deci Moise când a revenit în... Mult mai încoace decât perioada tăblițelor. Da, evident, dar nu pot să mă pronunț dacă este într-adevăr un contraargument sau o repetare a istoriei atlanților în ceea ce se întâmplă cu noi, în perioada noastră. N-aș putea să spun cu exactitate că este. Certitudinea este că în acea vreme când a fost scufundat continentul Atlant, o parte din locuitori împreună cu tot Atlantul s-au mutat în zona Egiptului, în zona Marilor Piramide. Și aici a răspândit cunoașterea pe care o aveau ei. Tăblițele se adresează celor care vor să progreseze spiritual, celor care vor să dobândească înțelepciunea. Căci înțelepciunea, prin cunoaștere, duce la putere. Tot, mie mi s-a transmis că se numește Tortuch. Mă rog. Reprezintă acel spirit evoluat și inițiat de către maestrii Atlantidei, pentru a transmite această evoluție a oamenilor. În primele, această evoluție, acest progres se face numai în anumite condiții.
prima condiție pe care trebuie să o îndeplinească cel care vrea să dobândească această înțelepciune este să elimine în totalitate frica. Deci nu se admit oamenii care au partea asta în mental. Apoi trebuie să țină postul tăcerii, al mâncării cel puțin 3 zile. Să-și poată controla emoțiile. Să treacă la o înviere a vieții prin moartea trecutului. Să facă anumite meditații care în tăblițe se regăsesc vreo 8 meditații. Și în primul rând, trebuie să citească aceste tăblițe nu cu ochii fizici, cu ochii minții sau cu orice altă percepție. Pentru că numai astfel poate primi informația asta care a fost transmisă atunci când s-a scris aceste tăblițe. Deci eu am citit prima dată în urmă cu 6 ani. Le-am trecut cu vederea, deci n-am fost atent la acele îndrumări, cum să le citesc. Ei, în decembrie anul trecut le-am citit așa cum mi s-a propus. Ei, nu la prima, dar la altă, deja am avut prima, să zic, revelație în a interpreta anumite texte cu ceea ce știam. Și aș începe cu acel text din tăblița 15, care spune așa. Ajungem deja la tăblița 15. Nu puteam să luăm așa cronologic. Ah, ok, 15. Deci pe baza calității omului sunt frații. Fiecare dirigează dezvoltarea ființei, fiecare e un canal al celui măreț. În urmă cu, vedeți, când mergem la biserică și ne miriește preotul, spune ajutor de la Dumnezeu. Ei, cum se manifestă acest ajutor de la Dumnezeu? V-ați întrebat vreodată? Eu zic prin îngerii pe care îi avem fiecare dintre noi. Fie luminați, fie întunecați. Pentru că aceștia dau caracterul omului de la naștere până când pleacă de aici. Noi avem telespectatori foarte inteligenți și să știți că foarte bine documentați. Adică? Una dintre întrebări, nu, deja au început să vină întrebările pentru dumneavoastră, nu? Da, da, am înțeles. Zice, din ce știe domnul Vișan, apropo de tablițele de la Atlantida, pe unde a intrat tot Atlantul în Africa, mă refer ca punct cardinal, prin nordul Africii sau prin vestul Africii? Întrebarea trebuie comentată deoarece ține de formarea civilizației Egiptului antic. Și doi, unde s-a situat ultima Atlantidă, având în vedere că tot venea din Atlantida? Din cercetările mele și altora, Atlantida este în zona Triunghiului Bermudelor, care se găsește acum în prezent. Chiar s-a găsit acel ochi al lui Dumnezeu. Îmi pare rău că nu pot arăta. Într-o emisiune viitoare o să ne pregătim și o să le... Acolo. Deci ca locație se regăsește acolo. Din cercetările proprii, chiar am constatat că acolo, în triunghiul acela, are o înălțime, e un triunghi cu bază, o piramidă cu baza un triunghi, dar la înălțime de vreo 10-12 km deasupra oceanului. Ei, și aici s-ar părea că orice navă sau fie maritimă, fie aeriană, când intră în această piramidă există o spirală care se covoară
și care atunci când prinde o, bine, o navă de asta, sunt atunci... toate sunt niște presupuneri, pentru că nimeni încă nu a descoperit exact ce se întâmplă acolo. Se pare că este o zonă foarte puternic magnetică. Că este... Așa am simțit eu, scanând. Mai avem un telespectator care întreabă de ce trebuie să ne raportăm la aceste învățături ale tablițelor lui Toci, de ce nu ne raportăm la învățăturile noastre creștine, dacă vrem să ne înălțăm spiritual. De ce căutăm atât de departe învățătura când noi avem aici? Pentru că... Pe dumneavoastră, ce v-a făcut să vă duceți către zona asta? N-ați fost suficient de încărcat cu ce aveați la îndemână? Aici, cum să prezintă mai mult tehnic. În Biblie sunt citate din viața sfinților. Aici dă niște metode practice. Am înțeles. Deci, la modul ăsta... Eu am experimentat aceste, să zic, trăiri și le-am simțit mult mai puternice făcând meditațiile din tablițe. Uite, mă întreabă regia ce tablițe vreți să punem acum, ce imagini vreți să punem pe... Cea cu acele încercuiri. Ok, deci tablița cu imaginea cu încercuirile. Așa. Continuați. Referind la acest citat pe baza calității omului, sunt frați. Ei, cum se manifestă acest ajutor? Uitați, avem primele imagini. Atunci când citim tablițele, să vă spun, acolo unde am încercuit eu, acolo sunt niște informații. Spuneți-ne un pic despre tablițe. Da. Ele sunt dintr-un material care nu s-a degradat. Care nu s-a degradat în zeci de mii de ani. Da. Scrierea este făcută cu o pulbere de aur sau ceva de genul? Nu, acel inel, orificiu, pe care erau prinse, era din aur. Așa. Deci, cine citește cu ochii minții sau cu percepție extrasenzorială, atunci va primi informația din tabliță, mult mai clară, mult mai adevărată față de ceea ce trebuie să spunem că se creează o anume stare apropierea de tablițe, cel puțin așa scrie. O stare de asimilare a informației. Da. Exact, asta se întâmplă. Că, practic... Probabil că atunci când te afli în apropierea lor, îți potențează anume capacități pe care tu poate nu ți le-ai cunoscut. Că nu la modul ăsta. Informația pe care o transmite cel care a scris-o se transmite mult mai exact. Adică una e când citești rândurile și alta e când primești direct de la sursă. Cu siguranță vom mai reveni la acest subiect, poate în săptămâna următoare. Îmi cer scuze că vă întrerup, mai este o întrebare. De ce tot se referea la reptilieni într-una dintre tablițe? E un avertisment pentru vremurile noastre? Da, reptilienii sunt de mii de ani, din vremea lor. Din ce am constatat eu, cât și clarvăzătorii. Deci... bărbații au capetele de șarpe, gura deschisă, în dreptul capului, în dreapta, iar femeile în stânga. Deci ei sunt frații întunericului. Cum i-am putea recunoaște noi ca oameni normali, fără niciun fel de... Bine, clar văzătorii văd. Clar văzătorii. Da. Doina, ți-ai dat vreodată seama dacă un om este reptilian sau nu? Sincer, nu. Sincer, nu te-ai interesat și nu te-ai focusat pe chestia asta. No, ideea e că nici pe mine nu mă interesează partea asta reptiliană, cu toate că ei conduc lumea în prezent. Tu ți-ai dat seama, Filip, scuzați-mă vreodată? Am căutat informații de genul ăsta la un moment dat,
Eu relaționez puțin altfel cu informația și din tablițe și cu reptilienii. După cum am mai zis și mai devreme, pentru mine sunt niște manifestări care au un sens. Pentru că totul este izvorât din divinitate și ceea ce se regăsește în tablițe, ceea ce pentru mine e relevant din tablițe, este faptul că direcția pe care ele o dau este exact asta, că dincolo de formă există acea sursă inepuizabilă de iubire, de înțelepciune și așa mai departe, care creează experiența, fără de care nu există nicio experiență. Și atunci și acelea sunt niște lucruri care sunt izvorâte din acea sursă. Ele au un sens pentru evoluția noastră, ca suflete, ca oameni și ca orice am experimentat în acest plan. Părerea mea personală, bineînțeles, este că contează mai puțin dacă le spunem reptilien sau nu, contează mai mult să ne uităm în interiorul nostru, pentru că da, modul în care psihicul nostru este construit, este construit pe această polaritate. Ne-ar face foarte bine să înțelegem că ceea ce noi manifestăm ca societate se datorează felului nostru de a fi la nivel mental, emoțional și fizic. Totul în interiorul nostru este construit pe această dualitate. Dar această deja, dualitate nu e neapărat bine-rău. Dar deja s-a este creat această separare a fraților Întunericului și frații Luminii, cum o evocă tot. Fără de care ce? Nu există experiențe. Odată ce există într-o lumină foarte puternică, nu putem să vedem sursa luminii. Nu, spune tot acolo clar. Atât cei luminați, frații luminați, cât și cei întunecați sunt organizați, sunt cu secrete, deci și cum de fapt se și întâmplă în prezent. Eu nu neg această realitate, dar fațetă. Vorbim la modul concret, nu... Haideți să revenim la tablițe. Da. Întreabă cineva cum aducem cunoașterea acestor tablițe în viața noastră. Prin ideea principală, trecerea din lumină, din întuneric în lumină. De ce considerați că noi suntem în întuneric acum? Nu, nu. Numai asta ne-ar face, ne-ar ilumina cunoașterea acestor tablițe? Nu numai asta, ci îndeplinirea acelor condiții. Trebuie eliminată frica, în primul rând. Un om care a eliminat frica e un om care poate trece orice obstacol. Vă amintiți că Solomon, Apolonus din Tiana, unii chiar și spun și chiar și de Isus, dar nu intru în polemică, Moise, deci toți au intrat în piramidă și au fost inițiați. Numai astfel au căpătat aceste capacități. Înțelegeți? Deci la modul ăsta. Deci, pauză de publicitate și revenim la pauză. Am revenit. Vă rog, domnul Vișan, continuați. Despre îngerii ajutători care sunt evocați de către tot. Din acum experiență, acum 2 ani, am intrat într-o relație cu cineva care se manifesta din oră în oră în mod inconsecvent. Adică aici era omul cu care te puteai înțelege, peste o oră nu. Și atunci a venit întrebarea, cărui fapt se datorează aceste treceri de la o stare la alta? Și răspunsul a venit, analizându-o mai bine persoana respectivă, am constatat că avea anumiți ghizi sau îngeri care îi trimiteau aceste idei în mod contrar. Acești îngeri i-am analizat în acestea 2 ani de zile și am ajuns la următoarea concluzie. Deci sunt îngeri luminați care ajută pe om în mod constant, zilnic. Următoarea
dreaptă a îngerilor sunt ghizii spirituale, care îi ajută pe compozitor, pe scriitor, pe poeți, oamenii de artă, în general, în a crea opere de artă. Iar următoarea treaptă este a geniilor. De genii luminați putem vorbi la Tesla, Nikola Tesla, la Enrico Ande, care a făcut o schimbare în știință, vorbind de Leonardo da Vinci, care avea, bine, avea și îngeri întunecați, dar el a adus multe noutăți și tehnice și religioase. Mă rog, și Eminescu nostru a avut un geniu. Deci geniile acționează nu la nivelul omului obișnuit. Ele acționează, îmi pare rău că nu pot arăta fotografia, la nivelul sinelui spiritual, eu-ului superior. Eu superior are 4 nivele ale conștiinței. Omul în partea mentalului are 9. O spune și tot la un moment dat. Deci în total 13. Spune el număr mistic. Ei, acești oameni care au adus omenirii idei geniale, le-au adus prin aceste genii care s-au lipit de ei, pentru că în viața lor trebuia să aducă aceste descoperiri. Deci, la modul ăsta, ce-am mai constatat eu în ultima vreme, am întâlnit genii la autiști. Autiștii nu sunt oameni bolnavi, nu au îngeri întunecați. Ei nu se pot manifesta pe celelalte 9 trepte. Ei se manifestă pe alea din pe cele 4 trepte ale conștientului din sinele spiritual, din eu-ul superior. Și de aceea ei nu pot fi atât de sociabili. Ei judecă lucrurile la un nivel mult mai ridicat. Am întâlnit chiar, erau niște articole care vorbea despre copii autiști care au devenit olimpici. Deci, probabil datorită unor tratamente au rămas și la componenta de sus, dar s-au și adaptat vieții cotidiene. Că practic asta este. E neadaptarea la cotidian a acestor oameni. Dar nu sunt oameni periculoși. Nu, în nicio formă. Da. Și chiar sunt niște copii foarte, foarte sensibili și foarte plini de iubire. Exact. Nu știu dacă am auzit de mi s-a întâmplat multora sau dintre telespectatorii noștri să țină în brațe un copil autist, se lipește de tine. Ai o senzație pe care nu o uiți. Asta este clar. Da. Revenind la îngerii ajutători, pe de altă parte, sunt și îngerii întunecați, care vin de la întuneric. Deci, îngerii luminați stau de la nivelul ăsta al eu-ului în sus. Cu cât sunt mai sus, cu atât sunt mai luminați. Cei întunecați sunt roșii, maronii sau negri. Nu este asta o percepție a noastră umană, că ceea ce este bun se duce către cer și ceea ce este rău vine către pământ? Nu, ei vin din întuneric. Deci e o altă formă. Pământul poate, vedeți, la un dat tot vorbește despre partea aceea care materializează corpul. Și știți de unde vine? Vine din piramida din centrul pământului, după prototipul căruia a fost făcută piramida de la Gizeh.
Ce aș putea să vă spun despre îngerii aceștia întunecați? Că provoacă rău. Îngerii roșii, îngerii, mă rog, impropriu zis. Uitați, doamna Adriana din București spune, mă fascinează enorm, trebuie să recunosc, dar mă simt depășită, nu înțeleg foarte mult. Cum ar putea să înțeleagă mai bine? Să înțeleagă. Dumneavoastră faceți niște colocvii. Am mai făcut în primăvară, da. Se pot înscrie, vă pot găsi undeva pe o pagină adresa, de Facebook sau da, să lase adresa, o... Adresa de pe Facebook. La fel, pe partea asta întunecată a îngerilor, sunt îngerii aceștia maronii care dau stările acelea de furie în care oamenii provoacă chiar și crime sau în stările euforice, mă refer aici a drogurilor, a alcoolului, în care spun, doamne, când după ce au săvârșit fapta nu eram conștient, altcineva mi-a dictat să fac acea faptă, acea crimă. Iar cei foarte întunecați se regăsesc la schizofrenici, la cei cu atac de panică, care nu mai pot merge pe picioare, la epileptici. La epileptici, știi ce se întâmplă? Practic, acel duh întunecat, care s-au lipit, practic absorbe energia de pe coloană a omului respectiv și rămâne leșinat jos. De aceea, dar de câteva ce minute... sunt pedepsiți? Că ei n-au greșit cu nimic. Nu, așa. Vine, venim fiecare cu un anumit destin. Deci eu sunt ferm convins de faptul că fiecare dintre noi avem un destin. Eu cel puțin știu de acum 15 ani destinul meu. Și știu și părțile componente. Cum ați reușit să vă aflați destinul? Clar văzătoare mi-a spus. O clar văzătoare v-a spus. Pentru că vreo câțiva ani am cochetat cu partea asta de bioenergie, dar... Bine, poate să fie sau să nu fie adevărat. Ce anume? Simțiți că ceea ce v-a spus este adevărul. Da, mi-au spus și alții, nu numai aia. Asta este... Cum să vă spun, nu e... numai dintr-o singură sursă. Ce aș mai putea să spun? Dar chestia asta aș putea să o explic mult mai bine dacă aveam desenul acela, dar poate data viitoare voi fi mai concludent. Dar vreau să pun telespectatorilor așa. Următoarea, să zic, dilemă. În crez, spunem crezul, spunem Tatăl nostru, cel nevăzut, necunoscut, care... O doamnă mă întreabă dacă liberul arbitru nu poate schimba destinul omului. Nu. Există liber arbitru? Există, dar atâta timp cât omul nu își anulează cauza pentru care are viața asta din prezent, pentru că orice cauză creează un efect. Faci bine, găsești bine. Nu o să găsești rău. Faci rău, găsești rău. Ceea ce semene aia, cum spunea, dacă ați văzut zilele trecute, că parcă dumneavoastră ați distribuit pe Facebook pildele lui Solomon. Da, și da, spune da. Clar acolo. Ce semeni se referea la cei nemulțumiți, cei... Pentru că așa se întâmplă. Nu poți să semeni greu și legea să iasă porumb. Legea cauzei și efectului. Nu ce da. Aia primește. Exact. E normal. Da. Da. În tablița 14, la un moment dat tot vorbește despre acea
revelație sau, mă rog, acea întâlnire cu acelui sfânt din mijlocul florii de foc. În sala Amentii, care se spune că se regăsește sub Atlantica, scufundată, sunt cei șapte maestri. Totuși, acolo în centru este o floare de foc care, mă rog, este un, în mijlocul ei este un spirit. Și spune așa că la picioarele tronului său, precum diamantul, se rostogoleau patru râuri de foc din scăunelul pentru picioare. Se rostogoleau prin canalele norilor spre lumea omului. Oare ce să fie? Și dă mai departe, spune el că am ajuns, așa cum se cuvenea, la Dumnezeul Dumnezeilor. Spiritul Soare, suveranul sferelor, există unul, chiar primul, ce nu are început, ce nu are sfârșit. Exact descrierea din Biblie a lui Dumnezeu Tatăl. Acum a venit întrebarea. Cum recepționăm noi, dacă spune aici că de la picioarele tronului, precum diamantul, se rostogoleau patru râuri de foc către lumea omului. Deci există o conexiune între Dumnezeu Tatăl și noi, ca oameni. Ei, și atunci, cercetând, am constatat că fiecare dintre noi avem aici în față un diamant, mai puțin sau mai mult șlefuit. Are o formă de tronc de con. Nu o spun eu ca noutate, am mai spus-o și alții. Ideea este că cele patru râuri dinspre diamantul lui Dumnezeu sunt conectate la patru puncte de pe marginea acestui diamant. Exact așa cum face în crucea. Deci unul sus, unul jos, stânga, dreapta. Ideea este că prin el preluăm energia de la Dumnezeu Tatăl. Mai este un al cincilea canal care este pe sinele spiritual, pe eul superior. Și undeva se fac anumite combinații și asta ne dă nouă energia de la Dumnezeu Tatăl. Practic, cum zice și Sergiu Celibidache, nu știu dacă ați văzut acel interviu despre Dumnezeu, este sursa centrală a tuturor lucrurilor care s-au făcut și sunt în univers. A fost mai lesne să ajungeți la Dumnezeu prin cercetarea acestor tablițe decât prin ce spune scrierile noastre creștine. Nu. Pentru că era deja. Dar e același lucru. E același lucru, dar eu fiind din general, am căutat să văd exact pe unde. Adică nu, una e când o spune în mod evaziv. Da, fără a intra în amănunte. Fără a intra în amănunte. Da, da. Și te duc la esență prin niște povestioare în Biblie. Aici mergi direct. Da, mergi direct. Asta este. Adică pe mine nu mă mulțumește faptul că a spus cu tare sau a zis cu tare. Am vrut să cum v-a schimbat viața toată această cunoaștere? Să zic așa, în bine, pe de parte. Pe de altă parte, m-a rupt de realitatea cotidiană. Adică, la un moment dat, m-am lăsat de inginerie și m-am apucat de partea asta spirituală. Însă, acum, cum să vă spun, trebuie să îmi asigur și eu hrana de zi cu zi și un acoperiș. Ideea este că a merge
concomitent nu e greu, nu e imposibil. Adică îmi prezentam un serviciu, dar, mă rog, merg în paralel. Partea asta spirituală trebuia să o fac. Știam de, v-am zis, de acum 15 ani. Credeți în reîncarnare? Normal că da. Da. Da, pentru că mi s-au transmis și am avut chiar acum câțiva ani am cunoscut pe cineva care am trăit în altă viață. Ce vă face să credeți că așa s-a întâmplat? Vedeți că lucrăm cu presupunerile. Da, da. Certitudini nu există. Cum să vă spun, intrând așa în... bine, scepticii, așa, bineînțeles că spun că, dom'le, dacă nu arată... Nu sceptici neapărat, dar dumneavoastră vedeți, fiind de factura asta tehnică, da? Ați căutat adevărul undeva era mult mai ușor de ajuns la el, pentru că era mult mai concret. Da? Da, pe adevărat. Iar în partea asta îmi spuneți că scepticii așa gândesc. Da, nu. Aici de ce nu sunteți sceptic? Nu asta, dar cum să vă spun... Am avut ocazia să întâlnesc pe cineva care intra în transă, v-am zis. Da. Și atunci am și mie și persoanele respective i s-au transmis aceleași informații. Că am trăit în Bali acum 700 de ani și că am avut familie, dar eram de sex opus și am avut 6 copii, 2 am murit. Deci știți cât e de greu să fii și femeie. Da. Ați simțit asta? Da. Și de asta zic că nu, mie mi se par ceva normale să am sunteți întâlnit... doar la a doua reîncarnare? A doua încarnare? Nu, no, mai multe. Uh-huh. Uneori, o doamnă chiar mi-a zis acum tot 15 ani că aș fi trăit pe o planetă, altă planetă și că aș fi... Deci acum că ați cunoscut și asta și asta, cum e mai bine să fii bărbat sau femeie? Ce, dacă v-ați fi pus să alegeți în următoarea viață, ce ați dori să fiți? Bărbat. 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 Mm-hmm. Nu, ideea este că a fost acum, nu știu că, deci 700 și ceva de ani. E dintr-o misoginie sau dintr-o frică de muncă? Vreți să fiți bărbați? Nu. De responsabilități? Nu, la modul ăsta. Uite, mă simt eu mult la... Mă simt mult mai bine ca bărbat. Eu, cum să vă spun așa, am aversiune față de bărbații feminizați, dar și față de femeile bărbat. Aici eu cred că faceți o greșeală. De ce? Și unde anume? Eu nu spun că sunt femei bărbat, spun că sunt femei mult mai responsabile. Și responsabilitatea asta lor... Bine, asta e așa. Mai puternică este din faptul că femeile, atunci când au un copil, au responsabilitatea lui mai mult decât un bărbat. Da, e adevărat. Și de aici vine... Da, e adevărat. Își găsește și puterea de a munci mai mult, probabil. În mod sigur. Ideea este că... Și uite, cu munca nu omoară pe nimeni, trăiești și mai mult. Da, așa este. Bărbații au nevoie de ceea ce nu au. Și atunci când găsesc o femeie bărbat, automat au repulsie. Înțelegeți? Înseamnă că cei de acum vor căuta femeie de bărbat. Sau pentru că... comod. Da. Nu, asta e... Nu? Și asta poate e. Ideea este că... Uitați, îmi spune o doamnă acum, doamna Mihaela, că bărbații fug de responsabilități. Nu femeile. Bine, nu toți. Nu toți, da. Dar mai mulți bărbați fug de responsabilități decât femeile. Așa este. Ceea ce înseamnă că au mai mult de lucru cu ei. Da. Așa este. Probabil că undeva și femeile sunt de vină că ei sunt așa, pentru că o femeie dă naștere unui copil de sex masculin sau feminin și apoi tot ea îl educă. Și își pune amprenta. Evident. Dacă ea le ducă frumos și le ducă în spiritul ăsta, nu neapărat de sacrificiu, dar de muncă, de responsabilitate și așa mai departe, rămâne rădăcinate acolo în sufletul lui. Dacă ea a avut un bărbat rău care o bătea și făcea și dregea, atunci ea zice, da, ce să-i dau eu ăleia care o să le ia de nevastă unul care să le facă pe toate?
Da. Și aici greșește. Interesant e că în acei primi ani de copilărie se creează toate fixațiile personalității pe care le manifestăm toată viața. Și atunci, viața, ca mamă de băiat, ar trebui să pui în el acolo tot ce ți-ai fi dorit tu. Mai bine și mai frumos. Pentru că nu am văzut multe femei care gândesc că eu nu vreau să fac din el servitorul uneia. Nu! Nici pe departe. Dar dacă el, într-o relație, într-o căsnicie, va veni cu partea lui de bine, de frumos, și lui va fi bine. Evident. Nu numai ei. Evident. Partea interesantă este că venim predefiniți pe anumite tendințe și niște părinți pentru copii diferiți sunt complet diferiți. Îi percep cu totul și cu totul altfel. Atunci când suntem mici, nu avem aparatul mental cu care să facem discernământul și atunci se imprimă exact problema, se imprimă exact așa cum e atunci. Da. Ai departe. Totul ca o componentă a tablițelor descrie tot energia din soare. Dacă fiecare dintre noi, dacă am analiza energia din soare. Ați trecut la tablița următoare? Nu, tot aici, tot, la 14. Tot la modul cum primim energia de la Dumnezeu. Observăm că și în componenta soarelui aceste duhuri care sunt în număr de 5, 4 pe marginea soarelui și unul în centru. Deci, care formează tot această cruce. De aceea, încă din antichitate, oamenii idolatrizau soarele și îl venerau. Legat de partea... Ce vrea să spună prin om zeu, adevăr, în esență să fii? Om zeu? Era considerat tot Atlantul. Sau cine anume? N-am înțeles. Probabil că doamna a citit, uite, mă uit acum să văd dacă este în această tabliță. Da, văd aici la sfârșit și eu. Om zeu în adevăr, ca și în esență să fii. Da, aici se poate interpreta în mai multe feluri. Una la mână e foarte posibil să se vorbească despre tot Atlantul, dar aici pot să intervin eu pentru că e partea pe care eu am regăsit-o în tablițe și care pe mine m-a atins foarte tare, pentru că și eu am citit tablițele mai de mult și n-am găsit în ele un text atât de interesant și când le-am reluat acum... De curând, am găsit niște informații foarte interesante, pentru că ceea ce punctează el acolo este esența noastră. Acele lucruri care stau ascunse în spatele aparențelor, da? Și sunt niște capacități, niște potențiale pe care noi avem posibilitatea, prin practică, să le scoatem la suprafață, să începem să le manifestăm, să le descoperim mai întâi, să devenim conștienți de ele și apoi să le manifestăm. De aceea, dacă se citesc tablițele toate și se ajunge la ultima tabliță unde se trage un fel de concluzie la tot parcursul în care este istoria lui tot, apoi istoria evoluției lui și a învățăturilor lui, ca cei care vor să meargă după el să aibă un exemplu și să aibă un model pe care să-l urmeze, până la urmă, în ultima tabliță, se trage concluzia și ne duc către acel lucru care se cheamă omul zeu. Pentru că ceea ce este dincolo de aparența acestor corpuri fizice și a tuturor structurilor noastre, este acel lucru care îi spunem Dumnezeu, divinitate, care este dincolo de tărâmul uman, dincolo de formă, dincolo de ceea ce noi putem percepe cu simțurile noastre, ba chiar și cu extrasimțurile. Uitați, mai avem o întrebare interesantă. De ce nu mai ascultă omul de voia divină? Ba, eu zic că ascultă, cel puțin eu. Păi nu se referă la omul Vișan. Datorită faptului că
au intervenit aceste ispite, ca să le numesc așa, care internetul, tot ce pare, cum să vă spun, nou, ca nou. Și atunci omul... Dumneavoastră ascultați voia lui Dumnezeu, deși folosiți internetul. Nu folosesc internetul, eu folosesc textul acum. Păi, bine, da. Cum da, definim da. Lucrul ăsta? Ce înseamnă voința divină? Că aici este toată problema. La întrebarea asta se poate răspunde în 100.000 de feluri. Depinde care e direcția pe care o dă cel care întreabă. Ce înțelege el prin voința divină? Pentru că pentru a răspunde la așa ceva trebuie să te raportezi la experiența persoanei care pune întrebarea. Uitați, o să-i transmitem acum. Vă rugăm frumos să ne spuneți ce înțelegeți prin voință divină. Pentru că pentru un creștin poate să însemne cuvântul Bibliei. Probabil pentru că practic, asta se referă un creștin. Da. Înseamnă voința lui Atman. Sigur pentru un musulman da. Altceva. Pentru cineva probabil care nu că e da, practican. Dar vedeți că în esență ele au cam același lucru. Da? Deci, cum să spun, esența e aceeași la toate. Și care este esența asta? Că aici e voința divină, de fapt. A fost interpretată în nenumărate feluri și e interpretată și în tăblițele lui tot și în toate textele pe care le avem pe pământ, care sunt ca un soi de ghizi acum, pentru uite, noi. Exact, mi s-a oprit privirea aici pe a transforma rău, a susține bunătatea, a folosi discernământul și aici unde spune să folosești discernământul, nu ar putea să meargă și spre zona de alegere. Normal. Păi și atunci înseamnă că intră și liberul arbitru. Că aici vin eu și spun așa eu sau așa, mă duc spre stânga sau spre persoane dreapta. Care aveau îngeri din ăștia întunecați. Ceea ce hotărau, ce alegeri făceau numai, să vă spun, din acelea care avea pagubă. Deci nu ducea la un rezultat bun. Înțelegeți? Deci omul cu cât are acești îngeri luminați, cu atât ia hotărârile cele mai bune. E normal. Uite, avem o întrebare mai devreme de la domnul Gheorghe, care întreabă, noi nu ne naștem egali? Nu. Nu. Pentru că ați văzut fenomenul deja viu. Deci fiecare... Am întâlnit copil de câteva luni care nu plânge. Și scanătul am văzut că avea nouă îngeri luminați și n-avea niciunul întunecat. Dar am văzut și din acela care plângea tot timpul, care scâncea. Ei, avea vreo 3 sau 4 întunecați. Deci cei care ne coordonează viața de zi cu zi, care ne dă caracterul, sunt îngerii acești ajutători. Asta dacă e o certitudine. Dacă eu am 10 îngeri întunecați și mâine îmi propun să fiu fericită și veselă, înseamnă că au plecat nu, de lângă mine? Nu. Hai să vă dau un exemplu concret. Deci, nu înțeleg. O cunoștință... Nu, aici mă pierdeți. Nu, bine. De ce un copil care plânge are îngeri întunecați? E firesc pentru să plângă. Nu e firesc, dar de ce cel care nu plânge probabil are că nu înger, are luminați. Nicio cerință, nu-l deranjează nimic atunci, că dacă e foame, plânge și ăla. Bine. Vin îngerii întunecați și spun plângi. De obicei, în societățile care nu trăiesc în mediul urban, tradiționale, din junglă, foarte tribale, copiii mici, într-adevăr, nu prea plâng. În mediul urban, în no, societatea no, no. vestică, de, mai era... Eu am întâlnit aici, în București, și vorba aia, nu suntem în junglă, dar ideea este... Spune, liberul arbitru e dat nu doar pentru a alege și a decide, ci pentru a face voia divină, înțelegând că omul, fiind creația lui, indiferent ce vrea și decide, el exprimă acțiunea lui Dumnezeu prin el. Da, și asta se întâmplă întotdeauna, chiar și când facem bine și când facem rău. Da, dar vedeți, revenind de la cauză și efect, revenind la destin. Deci nu pot să intervin. Spune tot Atlantul că la un dat când ți-ai anulat toate efectele, de-abia atunci poți să fii, să-ți manifeste propriul eu.
Și atunci de unde vine vorba asta? Destinul și-l mai face și om. Și-l face, dar numai după ce ți-ai anulat toate cauzele. Înțelegeți? Că anulând cauza, anulezi efectul. Noi nu cred că noi efectul... am venit pe pământ și suntem niște neputincioși. Care nu ne că mișcăm... neputincioși. Noi suntem, cum să vă spun, niște marionete care, impropriu zis marionete, care suntem ghidați de către aceste destine pe care le avem fiecare, prin acești îngeri ajutători. Deci dacă noi n-am avea îngerii aceștia ajutători, fie întunecați, fie luminați, nu am face, să zicem, aceste fapte, bune sau rele. Depinde ce este scris în destinul fiecăruia. Da, adică, mult mai poate dacă... schimba totuși soarta. Și poate, deci eu așa de ani de zile în drum să meargă, și nu numai eu, și alții o fac, să meargă la anumite biserici, să se roage la anumiți sfinți, să facă anumite fapte caritabile. Pentru că numai felul ăsta își anulează faptele negative pe care le-a făcut în trecut. Nu e normal? Destinul înseamnă să știi cum să faci, nu doar să trăiești conform cu legile umane. Ca să poți să faci chestia asta, trebuie să ai discernământ, să știi ce se întâmplă cu tine, să înțelegi ce se întâmplă în lume, să poți să ai capacitatea de a înțelege tot ceea ce se întâmplă cu tine și cu ceilalți, să relaționezi cu ei, să extragi din relațiile respective ceea ce este de extras și apoi din această înțelegere și din simțirea asta și din conexiunea pe care unii dintre noi o simt mai mult, alții mai puțin, cu acea esență despre care vorbim, să începem să acționăm. Pentru că altfel n-avem cum să schimbăm lucrurile. Într-adevăr, dacă vorbim de niveluri de conștiință, la un anumit nivel de conștiință nu există liber arbitru. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în acea persoană sunt niște automatisme. Totul se întâmplă pe automat, nu există spontaneitatea sufletească care intervine acolo. Sigur că în procesul ăsta, de-aia vorbeam mai devreme despre auto-observare, în momentul în care începem să devenim conștienți, să zicem, de un obicei prost sau de o convingere limitativă, abia în momentul în care suntem conștienți de ea în timp real, o putem schimba. Pentru că altfel doar ne dăm seama, iar am făcut prostia aia, dar nu mi-am dat seama în momentul respectiv. Puterea este în conștiența momentului prezent, în a fi conștient de ceea ce se întâmplă. Și când te observi că vrei să faci o anumită mișcare, că intervine cineva în interiorul tău care îți spune, ia vezi că trebuie să-l înțepi un pic pe ăsta, și îți dai seama că de fapt tu nu vrei să faci acel lucru, abia atunci poți să schimbi lucrurile. Și atunci, la niveluri de conștiință diferite, liberul arbitru înseamnă lucruri diferite. La un nivel de conștiință în care tu ești observatorul propriului fenomen interior, există liber arbitru, pentru că abia atunci pot să-mi văd automatismele și pot să înțeleg dacă vreau să fac așa sau dacă vreau să fac așa. Până acolo există corpurile astea funcționează autonom, sunt automate. Că există explicația domnului Vișan, care ne dă o parte din explicația energetică, pentru că există și asta, care este în paralel. Totul este o energie. Da. Sigur. Există explicații diferite. Adică putem să o explicăm în felul ăsta, putem să o explicăm în felul ăsta. Ideea e că fenomenologia respectivă e importantă și e bine să o înțelegem. Pentru că dacă nu o înțelegem și nu o stăpânim, ne trezim că facem niște alegeri care de fapt nu sunt ale noastre. Și ale cui sunt? Acolo nu există. Ale cui sunt? Ale sursei, întotdeauna. Sursa... Bine, dar... Poate să existe ceva în afara sursei, în afara lui Dumnezeu, ceva care să nu fie cuprins. Dar și îngerii sunt tot creații ale lui Dumnezeu. Sigur. Lăsați tocmai pentru a nu ne... a nu face nici rău,
dar nici bine. Deci, dacă ți s-a dat să faci, să fii un geniu, sau să fii inginer, sau să fii profesor, normal că acești îngeri ajutători te vor îndruma să faci. Asta este rolul lor, pentru a-l îndruma pe om să facă ceea ce și trebuie. Rolul nostru care este? Rolul nostru este... Nu mai. Și noi ne putem, n-ați văzut că vrem să ajungem în putare loc. Dar o anumită piedică se ivește și nu ajungem. Pentru că, de fapt, nu trebuia să ajungem acolo. Și atunci, spui, Doamne, parcă cineva m-a ajutat să n-ajung acolo pentru că mi se întâmpla ce mi se întâmpla. Mm. Înțelegi? Deci, de asta, asta este rolul îngerilor. Pentru a îndruma pe om, pe calea uneori... Și omul trăiește doar prin... având îndrumători? Păi asta are toată viața, de la naștere deci. Și până la, deci, la moarte. Eu așa sunt ferm convins de acest aspect. Pentru că omul așa simplu nu... Noi ce avem aici? Avem eul nostru personal. E această minge care este în centrul pieptului, cu nouă, de asta v-am zis că pe acel desen descriam eul nostru intern. Este o minge cu diametru de 7 cm, așa am constatat eu la oamenii maturi, cu nouă dimensiuni. Deci nu este, este o lume în altă lume. Și aici, în această sferă, sunt 14 cămăruțe care de aici eu îl consider ca nou de comandă al omului. Aici se regăsește frica sau curajul, bucuria sau tristețea. Regăsim voința, regăsim toate componentele. Le-am descris eu atunci la acele emisiuni. Care, cum să vă spun, de aici pleacă prin anumite canale către părțile, celelalte părți ale omului. Dimineață chiar mă contram cu cineva care spunea că din inimă. Și Părintele Cleopa spune din inimă. Dar nu e inima asta a corpului organul uman, care e undeva în stânga. Da, da. Tocmai de asta este argumentat suflet, că de asta este undeva mai sus și în stânga. Nu este în centru pieptului. Pentru că aici în centru este eul. Când nu știi hebrei. Egoul îți spune, îți conduce viața și destinul e implacabil. Dar când sinele superior preia controlul prin conștientizare, destinul se schimbă astfel, liberul arbitru e al sinelui spiritual. Hai să luăm componenta fiecărei părți. Din cercetările mele, sinele spiritual, euul superior, are în, e o sferă deasupra celor nouă părți ale corpului uman. Deci sunt trei ale corpului fizic, trei ale ale sufletului și trei ale spiritului. Și al zecelea este sinele spiritual. Da, aici în, ce regăsim? Regăsim cele patru trepte ale ale conștiinței. Regăsim o, cum să vă spun, regăsim memoria a tuturor vieților trecute. Și mai regăsim într-o parte, nu mi s-a spus, dar într-o parte știu că acolo se atașează geniile, îngerii, genii. Și mai sunt încă două componente în care nu mi s-a spus ce sunt. Ideea este că atâta timp cât partea asta din memoriile, din memoriile tuturor vieților pe care le-am trăit în trecut, nu se
anihilează, nu se anihilează nici în destin, ceea ce îți este scris, dar nici în eu-ul tău propriu. Filip este de altă părere. Nu? Da. Pentru că la un dat, numai un pic să termin așa. Deci, tot Atlantul spune într-una din tăblițe, trei sunt regii care comandă omul. Iar din analiza mea, cei trei regi sunt euul superior, euul propriu și astrograma natală. A, dumneavoastră care vă ocupați cu astrologia. Așa. Nu, cochetez, da, așa. Cochetez, da. Așa. Ei, v-ați întrebat unde este astrograma asta natală pe care o tot spun astrologii? Unde este fizic? Că undeva trebuie să existe, nu? Chiar dacă nu se vede. Ei, eu de acum, din 2001, am localizat-o undeva la 50-60 de centimetri aici, în față, și este exact, o să vă spun, poziția planetelor pe care l-a avut omul în momentul când s-a născut. Așa. Ei, e ca o sferă. Din această sferă pornește un cordon. Dar vedeți către, că și la astrologie spune așa. Către corpul fizic. Astrologia predispune, omul dispune. Nu. Nu, și eu cel puțin am este văzut una, intervenția una, lui acolo, dacă amestec. Se duce către una sau către alta. Da. Iar de aici, din astrograma natală, pornește acest cordon, coboară jos la coccis, iar din coccis urcă pe coloană și alimentează cele șapte chakre principale. Așa se întâmplă. Spune, Filip, că suntem la finalul emisiunii. Da, păi s-a vorbit și despre liber arbitru și despre astrograme și despre foarte multe lucruri. Eu am avut șansa să dau peste două sisteme de cunoaștere care sunt foarte interesante și care n-au dat greș până acum. Apropo de a-ți cunoaște destinul, îți poți cunoaște potențialul. Da? Pentru că destinul este o împletire din acest potențial existent deja în structurile noastre și modul în care noi accesăm acest potențial și îl folosim în folosul nostru sau împotriva noastră. Pentru că și poți să lucrezi. Sigur că da. Nu este nimic bătut în cuie, după părerea mea, absolut orice se poate schimba. Până și ideea noastră de liber arbitru se poate schimba de la o oră la alta. Tot ceea ce se întâmplă în lumea asta, de altfel, cred că singura constantă este schimbarea în lumea în care trăim. Un singur lucru, că am zis mai devreme și am rămas cu vorba în aer, este un singur lucru pe care îl putem cunoaște cu adevărat și că am tot avut discuția despre adevăr relativ și adevăr absolut. Acel adevăr absolut, cine suntem cu adevărat? Acel adevăr absolut, odată dezvăluit, prin experiență directă, nu citit în cărți, nu așa, acolo începe să se deschidă acea carte pe care o deschide și tot Atlantul în acest text și care ne conduce în acea zonă despre care e mai complicat să vorbim pentru că este non-formă. Nu este formă. Cu cât ne apropiem de cel, cu atât el se depărtează. Așa spune el. Iar adevărul absolut nu există. Zic eu. Da. Eu zic că există și asta suntem. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Am ajuns la finalul emisiunii, foarte interesant. Poate săptămâna viitoare, dacă nu aveți cursul sau ceva, să continuăm. Bineînțeles, dar cu fotografii, cu poze. Atunci anunțăm de astăzi că vom vorbi exact despre tema pe care consider că tu ai propus-o. Cine suntem cu adevărat? Ar fi minunat. Ne dăm și telespectatorilor o temă de gândire să ne spună, să ne pună întrebări pe această temă vinerea viitoare. Până atunci vă urez să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți peste săptămâna asta de foc care ne așteaptă, jumătate de foc, jumătate cu furtuni. Și ne vedem vinerea viitoare la aceeași oră. La revedere!